Salut, prieten! Bine ați venit pe lecții de informatică la un nou tutorial C++. Sunt Iosif Bodnar și în acest tutorial video C++ am de gând să vă vorbesc despre testarea stab. Ce este această testare stab? O funcție testată stab este o funcție, să spunem, virtuală, adică este o funcție nefinalizată. Codul din cadrul ei nu este final, pentru că noi dorim să izolăm această funcție și dorim să ne concentrăm pe alte părți ale programului sau pe alte funcții care vor apela și vor utiliza aceste funcții sau acea funcție care este testată stab. Deci, odată cu aceasta, am spus și care este rolul unui tester stab, repet, de a ne concentra pe alte părți ale programului C++ care vor apela această funcție sau acele funcții care sunt testate stab. Bun, și atunci, haideți să fac un exemplu de program foarte simplu, să vedeți cum trebuie să faceți, de fapt, o testare stab. Bun, și atunci am să realizez două funcții, am să definez două funcții, înmulțire și împărțire, spre exemplu, pe care le voi testa stab. Atunci mai întâi să încep cu acest include, YourStream, care, după cum știți, este obligatoriu în orice program C++ care utilizează Visual Studio, using namespace std, așa. Prototipul funcțiilor înmulțire și împărțire, așa, prototipul pentru funcția împărțire. Așa. Bun. Și acum să definesc cele două funcții, înmulțire și împărțire, pe care doresc să le testez stab. Așa, mai întâi funcția înmulțire. Așa. Parametrii acestei funcții, x și y. Așa. Și această funcție nu va fi finalizată. După cum vă spuneam, o funcție stab este o funcție care nu este finală. Și întrucât am folosit tipul double, înseamnă că această funcție va returna o valoare. Și atunci, pentru că testez această funcție stab și practic doresc să mă concentrez pe alte părți ale programului care apelează această funcție, am de gând ca această funcție să returneze doar o valoare presupusă. Spre exemplu, dacă voi folosi în funcția principală main, voi folosi apelarea acestei funcții înmulțire, și voi utiliza două argumente, de exemplu 8 și 4, atunci această funcție ar trebui să returneze valoarea 32, dacă discutăm despre înmulțire. Da? Și cam atât am de gând să fac această funcție. Și aici am să schimb puțin aici în față definirea funcțiilor înmulțire și împărțire, funcțiilor stab. Înmulțire și împărțire, pentru că aceste funcții nu sunt finale și doar vor returna o valoare presupusă. Bun, și acum să definez funcția stab împărțire.
Și această funcție are doi parametri, x și y, de tip double. Așa, și atunci valoarea presupusă pe care această funcție ar trebui să returneze este, da, 8 împărțit la 4 ar trebui să fie 2. Așa. Bun, și în interiorul funcției principale main am să testez aceste funcții, am să le testez stab aceste două funcții. Cum am să fac acest lucru? Am să le apelez în interiorul funcției principale main. Și atunci testarea stab a funcției înmulțire, așa, cum am să fac acest lucru? Am să utilizez acest cout și voi utiliza acest text, apelarea funcției înmulțire, așa, două puncte, după care am să utilizez aici funcția înmulțire, adică apelarea funcției înmulțire. Am să folosesc cei doi parametri pe care am de gând să-i folosesc pentru apelarea acestei funcții înmulțire, adică 8 și 4. Așa, și mai jos am de gând să testez stab funcția în împărțire. Așa. Haideți să copiem aceste linii de program și să le lipim aici. Nu are rost să scriem așa de mult. Și atunci, în acest caz, vom avea apelarea funcției împărțire. Așa. Și vom schimba și denumirea acestei funcții, pentru că avem de gând să apelăm funcția împărțire. Bun. Așa. Doar așa, ca idee, mai repet un pic câteva aspecte. Deci, după cum vedeți, aceste două funcții nu sunt funcții finalizate. Ele returnează două valori presupuse, în cazul funcției mulțirii 32, iar în cazul funcției împărțirii 2. Practic, în cadrul funcției mulțire ar trebui să mulțim cei doi parametri x și y. Dar eu nu doresc să finalizez această funcție pentru că eu vreau să mă concentrez pe alte părți ale programului. Spre exemplu, dacă acest program a realizat un calculator, vreau să mă concentrez asupra altor operații matematice realizate de alte funcții care probabil vor apela aceste funcții sau care vor utiliza aceste funcții. Practic, izolez aceste două funcții și doar să vreau să văd dacă ele returnează o valoare presupusă și dacă ele funcționează corect din acest punct de vedere. În mod normal, dacă această funcție ar fi fost finalizată, aici ar fi trebuit să fie înmulțirea celor doi parametri x și y, da? Și haideți să compilez acest cod de program, așa. Bun. Haideți să-l lansez. Bun, să fac câteva schimbări aici, că nu este prea inteligibil în consolă ce am listat. Și atunci aici haideți să punem un end line. Așa. Și la fel și aici. Bun. Și atunci haideți să șterg ceea ce am făcut aici, pentru că eu nu vreau să finalizez această funcție. Bun. Și atunci am schimbat cu 32, valoarea pe care doresc această funcție să o returneze. Așa. Și uitați, aici este rezultatul acestui cod de program. Pentru prima funcție mulțire am valoarea returnată 32, iar pentru împărțire 2, ceea ce înseamnă pentru mine, din punct de vedere a testării stab, că aceste funcții lucrează bine, sunt ok. Și testarea mea și-a atins, cum să spune, scopul. Dacă aceste funcții ar fi fost finalizate, sigur că eu aici trebuia să am, spre exemplu,
x ori y, iar aici ar fi trebuit să am x împărțit la y. Așa, și atunci dacă eu compilez acest cod de program din nou, o să vedeți că obținem aceleași valori, da? Da, se poate observa, obținem exact aceleași valori. Dar, după cum vă spuneam, aceste funcții nu sunt funcții finale, sunt testate din stab și, ca urmare, doresc doar să returneze o valoare presupusă. Cum se face, practic, testarea stab? Se face prin apelarea funcțiilor care sunt testate stab. Aceste funcții se apelează în cadrul funcției principale main, așa cum vedeți. Haideți să încadrez într-un canal, da? Am testat în această parte a programului funcția mulțire, iar pe aceste linii de cod am testat funcția împărțire. Dacă doresc să finalizez codul și vreau să văd exact cum se comportă funcția respectivă după ce am finalizat codul din cadrul ei, voi folosi un alt tip de testare care se numește drive test, și despre care am să discut în viitorul tutorial C++. Bun, cam atât am avut de spus pe astăzi. Vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial și vă aștept în continuare pe lecții informatică. La revedere!